Ausi, Luma. Voi atacare Luma cu nauste. Vă recunosc că tu... Mai! Că sunt al mondialul perfect! Iauzi, bă! Eu sunt Nelson Mondial. Te-ai spăriat? Cu toți îmi știu nebunia în vesele stomânii. E tata! Face sărbătorile de iarnă. Avala, că ce e tata, bandit? Am aprins camera și rog țipă liana. Ni, huț, huț? Și pe internet postez. Lasă-mă nevasta mea să-mi fac eu dam blaua. Să vină Revelionul! Eu sunt Nelson Mondialul. Cunoaște tot Arardeal. Hăți, una! Tu toți îmi știu nebunia în vesele slobânia. Băi, oameni, să știți că trebuie să fac extragerea pentru tombolă. Dar până la tombolă să revenim în colțul meu de rai, unde cu pocalul ăsta meu de argint, pocal, popa, liană, popa, du-te vezi, pe eu nu pot să răspund gât. Popa, mamă, cu pocal, ascultăm, cine-i? Da. Poftește-i, 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 la ușă să nu facă mizerie. Îl așteptăm pe popa și-o vini fanii. Apă cu sare și cu dinele. Să vedem. Băi, oameni, mă! La colindat o venit. De la Oradea? Bun. Ați venit să mă colindați? Nu, sau? Nu. Nu, să mă vedeți să... Strângem noroc cu poze. Da. Facem și o poză. Am mai fost astăzi. Da, ați mai fost? Da. Da. Și suntem și cu copiii în mașină. Da. Ne-am grăbit. Petre, du-te, Petre. Hai că și eu l-aș fi pe popa. Înțelegeți? Da, da. Ce popa? Popa, mă, cruce, popa, ălea. Am? Dar cum? Serio? Da! Așa ar fi mie popa așa, cu colinda. Dar nu cu colinda, mă, omule, cu busuiul, omule. Dar cum să colinde nu popa cu cață? Nu cu ăla, cum îi zice? Cum e răzlău? Da, 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 da. Cum e răzlău? Nu-i popa, îți de la Oradea. Vrem clipul. Lasă că ăsta-l vedeți mâine. Îl vedeți mâine. Bun, ceau, ceau, mersi, ceau. Bine, tată, bun, ceau. Nu au fost mami popa, au fost de la Oradea oamenii. E tata ce-ți mondial. Deci să trecem la fapte. Să trecem la fapte. Eu îl aștept pe domnul părinte, uitați, cu hal de pocal. Îl aștept. Apa asta pe care o vedeți voi cristalină, ca o apă cristalină. Ce-i bot? Ce-i gâți? Dar de ce? N-am voie să ăsta? Nu, ce-mi trebuie? Ha. Păi eu explic cum e apa. Are ceva că e cristalină? Ha, deci noi așteptăm, noi suntem pregătiți, ortodoxi, mă, ortodoxi, apă și sare. Nu știu ce mai trebuie, dar noi suntem pregătiți.
Prietenilor, ați văzut, nu-i popa că e ăla, îl așteptăm pe domnul părinte. Îl așteptăm pe domnul părinte, 21-54, nu-i problemă, noi îl așteptăm și până la miezul nopții. Dar să tracem la tombolă, tu am zis, fă-mă o cafea. Înainte să mă duc la ușă. Am zis, fă-mă o cafea. Să trecem, domnilor, la tombolă. Prietenilor, după cum ați văzut, anul trecut am pus clipuri tot ce au fost colindători. Dacă căutați din ele, nu le mai găsesc că le-am șters jos. De ce? Au fost colinde, clip cu colindă, cu avut 2000 de vizualizări. Bă, alo, la mine nu merge cu 2000. Înțelegi, e canal, am eu e canal. Nu-i canal suspect, am eu e canal, înțelegi tu de care? Bifat, înțelegi? Și atunci, anul ăsta, uitați cum a aranjat Liana masa. Pe când vine domnul părinte, numai să îmi dea cu busuiocul. Auziți aici, dă bot cafeaua, bot. Vezi că deja cam ai tupeu. La ce l-am amestecat în cafea? Nu, la trup, la trup. Nu-mi dai trup. Nu-mi dai trup. Bine. Și nu am pus o groază de clipuri cu colindători sus. Am ales eu câteva, înțelegeți? Deci gândiți-vă că am avut 200 de lei schimbate în de asta de un leu. Deci 200 de lei, 2 milioane. Și atunci 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 50 de lei. Cât a mai rămas din ei? Le pun așa că-s cu seria. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 70 de lei. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 90 de lei. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 1.100.000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1.300.000 și 2 lei. Înseamnă că 1.300.000, 7, 68 de colindători, 68 de bilete am dat afară. Comparație cu anul trecut, când am dat cel puțin 250. Și anul ăsta dădem. Și anul ăsta dădem. Înțelegeți? Dar nu am vrut eu să dau. De ce? Asta să vă fie și o să-i pun titlul la clip. Învață o colindă și apoi vino la Nelson Mondialul să-ți o plătească. Ceva. Învață. Văd eu, găsim noi un titlu. Găsim noi un titlu la clipul ăsta. Nie. Cu banii. Dar nu-i vorba de bani aici. Că și eu mă știu duce, iar să asta nu iar să. Și eu mă știu duce să mă distrez de sărbători ca și alții, înțelegi? Bine, eu nu mă duc la cabane și când ți ajung acolo să nu găsesc
locaș de dornici din ele, să nu fie ceva de acum, că mă duc pe punct-o pic, pun lovi, nu merge la mine așa. Înțelegi? Dar nu merge la mine să vii să colinzi că anul viitor îți dau șpiț. Să nu știi tu o colindă, bă. Băi, băiatule, tu vii la o personalitate, tu numai cu gândul, băi, mă duc la Nelson, mă, trebuie să am o prezență glandală, înțelegi? Vocaloricească. Trebuie să știu o colindă, nu să mă duc să mă zgâiesc. Să colind, bă, ceva frumos, mă. Să colind ceva frumos. Și eu știu să-ți plătesc colinda. Înțelegeți? Iar tombola. Am zis, e ce să dau la copil? Că așa majoritatea copiilor nu vin pentru bani. Pentru bani vin rasa mea. Rasa mea. Zingarii, ei vin după bani. Copiii ăștia las nu vin, copiii de pe ăsta, nu după bani vin. Ei vin să-și facă poză, să ăsta, dar băi, domnule, lasă-mă dom-domul, mă. Dom-d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 om. Și steaua sus răsare trei cuvinte. Ați văzut băieții ăia, pocăiții ăia, cum o cânta steaua sus răsare? Astea sunt colinzi care se cântă pe două, trei voci. Domn, domn și stau sus răsare. Voi trebuie să învățați colindă. Eu anul viitor eu vă învăț. Afară ninge liniștit. O ce veste minunată. La nuntă ce s-a întâmplat. Gana Galileia. Fosta și Iisus chemat. Gana Galileia. Bă, alo, pe vreți să vă cânt eu la bătrâneață? Ha? Eu fac și pe asta dacă e nevoie. Bun. Domnilor, după cum am spus, premiile sunt aici. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, locul unu, locul doi, unu, 2, 3, 4, 5 și locul 2. Locul 3. 1, 2, 3. Și auziți aici. 3 mențiuni de câte 100 de lei. Uitați-le aici. Mai rămâne pentru domnul părinte. Mă, că el ne duce pe ultimul drum și mai rămâne pentru mine 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1200 mai rămâne pentru mine să mă împărtășesc și eu, că mai vin. Mai vine unul altul, înțelegi, domnul Nelson, te rog frumos. Îi strâng banii să nu se vânture. Eu via m-am ratat. Înțelegeți voi? Deci, ascultați aici. Tombola se va extrage anul trecut, dacă bine mi-amintesc, am făcut-o înainte de Revelion. De ce? Am zis merge așa, așa. Și dă tata un sase, sase. Poc. 2-2. Am zis că copiii să aibă să-și facă cumpărături. De Revelion. Unde merge. Dar acum schimb tactica.
schimb tactica acum. De ce copiii banii câștigați de la mință margă să îi cheltuie aiurea când ei după un revelion, să zic, primul câștigător 10 milioane, primul câștigător 10 milioane, să vedem, am luat bine, 2, 4, 6, 8, 10. Am luat cu 2 în plus mai înainte, când ăsta au fost bine, numai că mai băgam în aia, mai luat 2. De ce câștigătorul de 10 milioane să nu margă să-și cumpere el ceva? Sau ăsta de 5 milioane să nu margă el să-și cumpere și el ceva? Înțelegi? Sau ăsta de 3 milioane? Ăia cu mențiunile, mă, și un milion îți bani. Și un milion îți bani. Că dacă vă dădeam 5 lei, 10 lei, nu vă alegeți cu nimica. Dar așa, acum să vedem cine sunt câștigătorii. Eu am făcut poză la fiecare, mi plin telefonul, nu mai am loc. Nu mai am memorie. Nu mai am memorie. Mi plin unde aici îți galerie. E plin telefonul de monetărie. De monetărie. E plin telefonul unde mi-are în joc. E plin telefonul de monetărie. Înțelegeți? Ia uite. Doamne, e fer și apără. Vai de mine. Dar cum să fac eu extra... Eu știu cum fac extrajerea. Ia și-mi ia. Dau ăsta... Nii, mă uit acolo, poc, și unde am pus? Dau numai exemplu, să vedem cine câștiga. Asta nu e extragere. Era numărul 117108069996. Ăsta era locul 1 la 10 milioane. Înțelegeți? Dar eu nu iau așa. Eu iau mențiunea prima dată. Eu iau mențiunea și după ce am ăla, am șters banul jos. Înțelegeți? Eu așa fac, să mor eu. Pun și nii, mă uit la, în cameră, nu acolo, în cameră și dau. Pâc, pâc. Și am ținut de ajutor acolo. Și aia o citesc. Eu altcumva n-am cum să vă fac extragerea, că nu îs lotul 6 din 49 să le învârt ele, să mă apuc să fac bilete, și să învârt și să din ele. Înțelegi că originalul vi l-am dat vouă. N-am făcut duplicat numai pe poză. Sau să mă apuc să fac din ele bilețele, să scriu seriile că îmi iau o groză, îmi ia 680 de bilețele. N-o scrie-le tu mâncați așa. Deci, prietenilor, clipul acesta va fi și va rămâne istorie pentru tot timpul, pentru că Nelson e numai unul. La mine ți-ai găsit cadou sub brad. Cu întârziere, dar ți-l găsești cadou sub brad. Înțelegi tu? Deci numai copiii o să câștige. Copii, ba mă, o fost și de-a mnei care o luat, mă. O fost ăia cu capra, o mai fost încă câțiva, în fine, mă, cine-i norocosul? Cine-i norocosul, cine-i băftosul, Nelson e numărul unu, aoleu și vai de mine. Speedy să uită, mă, dacă Speedy stă și să uită și mă ascultă. N-aveți idee ce bucuros sunt. Uită-te câte ciocolăză luat. Am zis că te copii luați, boba. Uitați câte boba. Și mă, nii mă, ciocolată, mă. Din străinezia, mă. Tă-tă-tă-tă-tă-tă. Nii mă, și din astea Orbit, mă. Uitați, mă. Tă-tă-tă-tă-tă-tă din străinezia. Mă, așa, nii mă, ia una din asta, mă. Ca să vedeți, mă, ce e aici. Mă, să nu iei copii, boba, mă. Să nu iei... Nii, mă, ciocolată, mă, mă, v-ați crezut că-s bomboane, mă, nii, ciocolată și înăuntru ce are? Cremoso, mă. Mm.
Pizzichi. Cremoso, no? No. Acum, Liana? O mai arăta la televizor Becali cu colindătorii. Sunăm sursa de inspirație. Dacă răspunde. Persele, după cum știți, sunt în pijamale. Să vedem dacă răspunde. Nu răspunde ăsta. Dar e ora 9, mă mâncați la jumate. 22 și un sfert. Nu răspunde. Nu răspunde. Peștile când s-au pus în pat, la ora 9, jumate, 9, și-au închis telefonul, stă și butonează. Butonează pe toate programele. Până obosește la deget, înțelegi, și la mână. Și după aceea să culcă. Deci, fratinilor, sper să nu se supere cine nu câștigă, că asta e o loterie. Înțelegeți? E o loterie. Anul trecut am dat premiu ăla, fix după ăla de 5 milioane au venit. Bă, anul trecut au fost 5 milioane, 3 milioane, 1 milion și nu știu, 2 sau 3 de 500, de 50 de lei. Nimic nu a mai câștigat niciunul. Nimic nu a mai câștigat niciunul. Mi-au scris pe Facebook, nenea Nelson, eu mi-am pus banul acolo, mama l-a luat, altul l-am pierdut, altul... Înțelegi? Nu, mă. Eu când ți l-am dat, ăla împături frumos și l-ai pus bine, mă. Semn la carte până vine extragerea. Îl ții ca pe un act de identitate să nu-l pierzi. Înțelegi tu? Fratinilor, Popa, văd că nu și-a făcut apariția. Liana, dar aia a fost soluția. De spălat ăla. Dar cu ce l-ai spălat? Ha? Deci nu e aia soluția, cutia aia. Bine, tu, aia e soluția. Așa că, dragii mei, iubiți și scumpi, făloși pretini, vă bag în brădulețul meu, uitați-vă, să-l țineți minte toată viața. Speedy! Uitați cum stă Speedy în pregătire de atac. Ai și-a mașarută Speedy? Cum stă el, mă, pregătit de atac, mă. Din balou, tătătă, ce vedeți acolo, Nelson Bandit. Sigur că da. Așteptăm extragerea. Extragerea după Revelion. Vățuc. Vățuc. Neau.